De ce nu se lucrează? Că băiatul cu paleta nu a venit astăzi, străiți, cu stima. De ce nu a venit? Păi dar știți cum să ăștia cu paleta? Vin două zile, după aia nu mai vin, gata cu paleta. Dar noi nu putem să lucrăm dacă nu stă cu paleta să oprească. Dar stați liniștit că o să vină un băiat în maxim jumătate de oră, două ore maxim. Hai mă, dați-mi paleta și mai ales lucrați ceva, nu stăm așa, aiurea. Hai. Ce faci, Mircea? Oh, salut. Nu te-am văzut din liceu. Care-i treaba? Da bine, pe șantier lucrăm un pic. Bă, Mircea, cât e muncă cinstită, e foarte bine. Da, nu, eu nu, să știi. Hai că ăsta, nu... te pup, pa, pa! Bă, mai vin atâta la cu paleta, haideți care mai nu stau aici toată ziua. Dar n-are ce să stea șeful la paletă. Hai mă, că mă duc eu pe escalator, hai tu la paletă, stai aici. Eu sunt meseria șeful, eu nu stau la paletă, eu v-am spus că nu stau la paletă. Eu nu decad halul ăsta, mai bine plec acasă. În pauză atunci, mergem toți și stăm atunci. Ce faci, Mircea, aici? Știi că aveam eu un coleg, Marius Pop, în liceu? Da, acum am întâlnit cu el. Da? Da! O scrie prin țară că are ceva treabă. Mi-a zis că te-a văzut pe șantier când ai cu paleta în mână. Păi nu, fii zic care a fost fata. Deci mi-a venit omul la paletă și ca să nu stea lucrurile pe loc, m-am pus și o să am stat jumătate de oră cu paleta. Tu i-ai apucat să zici că e firma mea, nu? Păi nu, că a vorbit de liceu, de una, amintiri, de asta. Și nu ai apucat nimica că eu sunt patron, asociatul, nimica? Dar stai liniștit că nu te judecă. O zis că e foarte mândru de tine că nu ți-e rușine să muncești. Da, nu, că nu de aia, dar și dai numărul lui, că, adică, nu, ideea e că n-aș vrea să creadă chestii greșite și să clarific un pic situația, sau, că, și să văd ce face, bineînțeles. Nu mai am numărul. Oare cine ar putea să aibă numărul lui? Oare dirigul are? Alo, Andreea? Știi că ai fost tu pe a 10 acum, băiat, cu Marius Pop? Oh, nu, scuze. Domnul diriginte, aveam un coleg, Marius Pop. Îți mișea, nu contează, îi ziceam de Marius Pop. Da. Nu, n-ați auzit. Bună ziua. Bună ziua. Da, cu ce vă pot ajuta? Deci, domnul detectiv, caut o persoană pe numele Marius Pop. E un fost coleg de liceu care a fost în Anglia câțiva ani și acum a revenit două zile în țară. Aș vrea să dau de el. Și ce aveți cu el? Eu cumva aș vrea să nu intrăm în detaliile astea personale. E așa, nu putem colabora. Să ne înțelegem, adică nu e ceva grav. Eu sunt patron la o firmă de construcții și la un moment dat eram pe șantier, nu mi-a venit omul la paletă. Și nu mergea treaba și m-am pus eu la paletă câteva minute și fix atunci a trecut Marius Pop, colegul ăsta de care ziceam, și m-a văzut la paletă. Și pe aia s-a dus și crezi că eu sunt cu paletă, eu sunt paletar. Dar nu sunt paletar, că e firma mea. Da, deci uitați aici, certificatul de înregistrare cu numele meu, eu sunt asociat unic, deci am atestat, clar. Aveți vreo poză cu el? Sigur, uitați, am albumul de clasa 12-a și dacă vă uitați atenți, chiar ce a scris Marius, sigur o să ajungi mare. Și cumva n-aș vrea să rămână cu o impresie greșită, adică mai mult pentru el să nu fie cumva dezamăgit. Da, o să fie 2000 de euro, bani în avans. Să vă explic, banii nu sunt o problemă pentru mine, pentru că eu sunt asociat unic la firma asta. Eu sunt firmă impozit pe profit, intrat și pe listă de firme, am depășit pragul de 500.000 de euro. Deci, în ce privește bani, nu vă stresați. Și cum ar vrea să afle și domnul toate detaliile astea? Și Marius, ideea e că nu sunt cu paleta. Eu, adică, eu am firma cu oameni care stau la paletă, dar eu nu sunt cu paleta. Eu am bani, eu am firmă, sunt asociat unic. Da! Să rămână Marius acasă? Nu! Da, unde-i? E plecat! Unde? La aeroport! Deja pleacă? Oare îmi puteți lăsa un număr de telefon? Vreau să-l sun. Dar tu cine ești? Îți Mircea, sunt fost coleg de clasă. Și îți trebuie bani, a? Nu, doamne! Du-te de aici, chem poliția! Dar nu, eu am firmă, doamnă! Du-te! Da, Radu! Mircea, ai auzit de accident? Ce accident? La aeroport, colegul nostru, Marius Pop. Ce s-a întâmplat? A murit săracu. Ce? Marius Pop, colegul ăsta nostru? Da, mă. Tu vrei fi bune? Da. Bă, doamne, ferește, mă, cum? Deci omul ăsta a murit, mă, doamne, iartă-mă, și... Nu afla că-s patron, mă, el crede că încă-s paletar. Lasă că-i spui când vă întâlniți. Bine, Radu, că fix de glume de astea e momentul.
Bine, hai că trebuie să mai sunt colegi. Ai grijă de tine. Marius, îmi pare rău că nu am ajuns să ne cunoaștem mai bine. Și mai aflat că eu sunt patron, de fapt. No, nu sunt ăla cu paleta. Și sper că de acolo de unde ești tu, de sus, sau de jos, să vezi că aici pe certificatul ăsta de înregistrare, știi, atestă că ești asociat unic. Se vede? Mă auzi?